Astăzi mă ascund sub casa lui Andrei 2010. Wow, stai, ce? Ați auzit foarte bine, oameni buni, am construit o bază secretă sub casa lui Andrei 2010 și nu vă dau foarte multe detalii. Rămâneți până la final dacă vreți să aflați cum și de ce. Tot ce pot să vă spun e că a fost o nebunie. Așadar, oameni buni, dacă vreți să episodul de ce nu continuă, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, un subscribe și un clopoțel. Deci neapărat vreau să vă cel puțin 3 like-uri la acest videoclip, pentru că eu zic că merită. De asemenea, nu uitați de Barney, noul ursuleț din noua colecție de primăvară, oameni buni, de pe aisalem.ro. Și cum am ajuns efectiv să fac o bază secretă sub casa lui Andrei 2010? Ei bine, totul a început așa. What? O casă? Două secunde, ce se întâmplă mai aici? Bă, frate, asta e cea mai urâtă casă pe care am văzut-o vreodată. Cred că e al lui Andrei. Ia dați-mi două secunde. Ăla e Andrei? Na, poftim, deci efectiv ce spuneam, i-am găsit casa lui Andrei 2010 fără să vreau. Bă, ce casă și-a făcut nebunul, ia stai așa că acum realizez. Mă, nu era neapărat. Adică are sticlă, uitați-vă și voi. Gol! Mamă, ce tare e jocul ăsta cu mașini, cu fotbal. What? Se joacă pe calculator? Ok, asta e tare. Mamă, dar vreau și eu să mă joc, dar are ușa închisă. Bă, Andrei, bă, auzi? Hei, Andrei, bă, deschide și mie. Vreau să mă joc și eu cu tine. Andrei? De ce nu-mi răspunde? Ce se întâmplă? Mă ignoră? Ce bine e noua mea casă. Nu mă mai poate deranja nimeni și nimic. Ce bine că am antifonat casa. Antifonat-o? Asta înseamnă că nu se aude nimic. Hai, mă. Și nici n-are sonerie. Apasă dacă vrei să suni la sonerie? Ok. Ok, oameni buni, se pare că am găsit și soluția. Gata. 3, 2, 1. Ding dong. Ok, hai să sunem mai multe ori ca să fiu sigur că îmi răspunde. Haide, mă, haide, perfect, bun. Haide, mă, răspunde. Ia. Și Andrei! Of, iar tu. Ce? Bă? Andrei! Ok, nu, stai așa, cred că a fost o greșeală. Cred că nu și-a dat seama că sunt eu, gen iSilent, prietenul lui. Ok, stai, o să mai sun încă o dată. Haide, bă! Hai că vine. Da? Hai. Andrei, sunt eu, mă, iSilent! Of, iar tu, din nou. Credeam că e pizza. Ce, mă? Credea că e pizza? Adică nu e fericit să mă vadă pe mine, prietenul lui? Ok, atunci am o idee. Dați-mi doar câteva secunde. Gata! Oameni buni, acum sunt deghizat ca băiatul de la pizza. Nu o să se prindă. Și o să mă duc să-i bat la ușă. Adică acum 100% o să-mi deschide sau ceva. Că na, sunt băiatul de la pizza. Adică 100% mă așteaptă pe mine sau ceva. Nu? Hopă, dar mai bine pizza aia odată că am comandat-o acum 10 ani. Ok, bun, pizza lui este aici, este la mine. Deci hai să sunăm la sonerie. Ding dong. Ok, bun, fiți atenți ce plan am. Fiți atenți. Ok. Bună ziua, domnul la pizza. Comanda cu pizza vă deranjează? Pizza! Pe numele Andrei 2010 cumva avem o comandă? Da. Ok. Cât costă? Costă... Mamă, cât costă o pizza, bă, cât să-i zic? Până să vă spun cât costă pizza, pot să intru puțin în casă? Oameni buni, oportunitatea mea să-i văd casa. Te rog, spune că mă las în casă. Să ce? Ai mai multă pizza pentru mine? A, nu, doar voiam să văd așa cam ce casă aveți. Mamă, ce mișto. Poftim? Băi! Ce faceți, domnule? Păi, ce fac? Dați-mi pizza odată că mi-e foame. Da, nicio problemă, domnule, nicio problemă. Aolo, mamă, trebuie să fac cumva să intru în casa aia. Vreau să văd cum e înăuntru. Dă-mi pizza. Sigur. Auziți, domnule, dar n-ați vrea să ne jucăm așa pe calculator? Adică, mamă, ce... Au! Ok, bine, gata. Poftiți. Afară? Da, ok, bine, nicio problemă. Dar nu ați vrea cumva să mă... primiți și pe mine să mă joc pe calculator? Doamne, ce nebun lucrează la livrări în zilele astea, frate! O să-i dau o stea! Aoleo, frate, nu mi-a ieșit nici așa! Credeam că pot să mă împrietenez cu el și să mă lasi și pe mine la el în casă dacă mă deghizez în băiatul de la pizza. Bine, ce-i drept, cred că trebuia să vorbim înainte, adică nu cred că trebuia să intru așa direct în casa lui. Ok, se pare că nici asta n-a mers. Dar stați! Am o altă idee! Țin două secunde. Ding dong! Ok, hai, răspundem. Andrei, sunt eu, iSilent! Stai o secundă, nu închide ușa, stai! Ce faci, mă, iar aici? Doamne, frate, ce se întâmplă azi? Tu și dați-mi sună la ușă! Bă, stai, mă! Andrei! Andrei!
Te rog frumos, ascultă-mă. Vreau să îți propun ceva. Ce e? Uite, știi tu, noi suntem prieteni de atâta timp, adică n-ai vrea să mă primești și pe mine la tine în casă, să mă joc și eu pe calculator, adică chiar îmi place noua ta casă și chiar aș vrea să... 2 secunde să mă uit în calendar. Ok, perfect, mamă, poate mă primești sau ceva. Nu. Ce? Hai! Ok, știi ceva? Nu mai, gata, m-am enervat, oameni buni. Nu mai încerc nimic. Voiam să văd dacă mi se tactica asta, gen să-i zic să-l rog frumos să mă primească și pe mine și așa mai departe. Dar văd că nu merge. Așadar, o să aplic tactica mea și anume... O să fac o bază secretă sub casa lui. Oh, da, oameni buni, ați auzit foarte bine, voi face o bază secretă sub casa lui Andrei. Și dacă vă întrebați cum voi face asta, e bine, uitați-vă la treaba asta. Doar uitați-vă, doar priviți și învățați. În primul și primul rând, nu pot să intru în casa lui să fac baza propriu-zisă momentan, pentru că încă este în casă, așa că trebuie să aștept până pleacă de acasă. Așadar, oameni buni, o să-mi fac chiar aici un mic locușor unde o să stau și o să aștept până iese Andrei din casă și ocazional o să mai sar așa să văd dacă încă e în casă sau nu. După ce a ieșit din casă, o să ies foarte frumos din groapa asta și o să mă duc la el în casă, dar momentan nu pot să fac asta pentru că n-a ieșit. Ce m-aș duce pe afară să mă plimb că e vremea frumoasă. Oh, perfect, 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 oameni buni. Ok, ok, hai pleacă, pleacă, pleacă. Yes, yes! Ok, bun, a plecat. Ok. Ok, oameni buni, și în momentul de față ne aflăm în casa lui Andrei 2010. Dar nu pentru mult timp, pentru că o să vină imediat. Oare am legat câinele? Ce? Mă, ce câine? What? Bă, ce, Andrei are un câine? Ajutor, ajutor, ba, stai! Doamne, frate, aolo! Mă, de ce nu știa că Andrei are un câine? Ok, bun, planul ăsta momentan nu merge așa cum i-am plănuit. Ok, am rezolvat și cu câinele. Stați liniștiți, nu a pățit nimic, doar l-am ascuns undeva. Dar eu okay, o să-i dau înapoi, momentan trebuie să-mi fac treaba. Bun, ideea e felul următor. Eu vreau să fac o bază secretă în casa lui Andrei, mai exact sub casa lui Andrei. Și ca să fac asta, trebuie să fac o groapă, evident. Așa că dați-mi doar 2 secunde să sap această groapă. Ok, cam atât ar trebui să fie suficient. Numai că, la urma urmei, nu pot să las o groapă așa în mijlocul casei, nu? Trebuie să o acopăr cumva. Adică uitați-vă și voi, e extrem de evidentă. Dacă intră Andrei efectiv în casă, gen, fiți atenți, eu sunt Andrei și intru în casă, la, e evident că o să văd o groapă. Dar stați liniștiți, iSilent, făcătorul de baze secrete, este aici. 3, 2, 1, BAM! Ho-ho-ho! Și probabil acum sunt și gen, păi ești iSilent, tu de-a dispărut gaura, groapa, unde e intrarea? Ei bine, intrarea este aici! Oh, da! Efectiv, uitați-vă și voi, este o intrare prin podea extrem de ascunsă, este un trapdoor. Bun, iar planul meu este să intru aici, să închid asta, desigur, pentru că momentan nu vreau să mă vadă nimeni. Și în momentul de față, oameni buni, o să începem să construim baza secretă sau, mă rog, camera secretă sau cum vreți voi să-i spuneți, direct sub casa lui Andrei. Asta o să fie absolut genial. Pe bune, la urma urmei nu se așteaptă nimeni să fie ceva aici. Mama, uitați-vă cum arată. O să arate de 1000 de ori mai șmecher. Doar că, mă rog, am ceva de muncit. Hai să începem. Perfect. Mă rog, cred că ar merge puțin mai mare. Ok, și bam. Oameni buni, cam așa arată momentan baza secretă de sub casa lui Andrei 2010. Andrei încă nu a venit acasă, dacă vă vine să credeți. Și da, cam așa am decorat-o. Am mers pe un model cu alb și verde, pentru că știți că culoarea verde este culoarea mea preferată. Cred că vă puteți da seama după cravată. Mă rog, acum dacă stau să mă gândesc, cred că și panoracul ăsta trebuia să fie verde. Dar și ce este verde? Tricoul lui Barney, noul ursuleț din noua colecție de primăvară, oameni buni. Mă rog, o parte verde, restul e albastru și roz, dar nu uitați de Barney. Bine, cred că n-a uitat nimeni, adică zic mereu de el. Da, mă rog, și practic am făcut tavanul, pereții și podeaua, iar acum trebuie să decorăm, pentru că la urma urmei trebuie să fac o cameră de gaming din toată treaba asta, nu? Ok, hai să decorăm. Și, oameni buni, gata! Oficial am terminat. Este gata baza secretă de sub casa lui Andrei. Și probabil acum mă întrebați, păi și ai stele, de ce nu ne prezinți? Adică ce se întâmplă? Ei bine, nu o să vă prezint pentru... Ba da, o să vă prezint. Ok, repede până nu vine Andrei, oameni buni. Hai să intrăm. Sunteți gata? 3, 2, 1... Ok, ok, ok... Ta-da! Oameni buni, vă prezint
baza mea secretă de sub casa lui Andrei 2010. Uitați-vă cum arată. Nici nu știu cu ce să încep. Ok, o să încep cu... mamă, frate, sunt prea multe, nu știu cu ce. Ok, înainte de toate, aș aprecia foarte mult dacă îți lăsa un like, pentru că, băi, sincer să fiu cu voi, chiar m-am chinuit pentru baza asta secretă. Adică chiar am stat destul de mult să o fac. Și hai să începem cu bucătăria. Deci, avem aici oameni buni. Apropo, avem camere de supraveghere peste tot, ca să nu ne vadă nimeni. Adică, mă rog, n-ar trebui să mă vadă Andrei, dar gen... mă rog. În orice caz, aici avem bucătăria, oameni buni, unde avem un frigider, un aragaz, un cuptor cu microunde, niște chestii, cartofi de la Mac, burger de la Mac, o ghiuvetă, mai multe chestii. Aici niște spatule, furculițe nebunii și aici tot felul de chestii. În frigider nu am absolut nimic, aia e. După care, oameni buni, aici avem locul unde eu dorm și da, am un televizor deasupra patului. Ha! Și ca să înțelegeți cam cum funcționează, deci eu mă pun așa, bun, frumos, și practic nu prea văd la televizor decât dacă îmi ridic așa capul, dar mă rog, nu prea văd bine, dar bă, măcar am televizor, da? Deci măcar am televizor. Ok, aici l-avem pe Tom, oameni buni, uitați-vă la el, faceți cunoștință cu Tom. Mă rog, deja probabil majoritatea îl știți, el este Tom, uitați-vă ce drăguț e, bă, e mult prea drăguț, aici are apa lui, desigur, aici o bibliotecă, încă o cameră, aici o altă bibliotecă, pentru că, bă, eu citesc cărți, frate. Deci, ultima dată am citit manualul de instrucțiuni de la mașina de spălat. Dar asta nu contează, aici avem practic un fel de living, așa, o sufragerie cu un televizor, un ceas, o măsuță, niște bambu, stăm aici pe canapea, ne uităm la televizor, salutare tuturor și... da, nu are serialul cu peș, nu-mi place! Nu-mi place televizorul ăsta, mă rog, în orice caz. Aici, desigur, avem o poză cu cel mai șmecher youtuber de la mine din cameră, și anume iSilent, chiar el, adică chiar eu, da, da, eu. Așa, după care aici avem setup-ul meu de gaming, oameni buni, după cum puteți observa. Avem aici o șmecherie foarte șmecheră. Aici este calculatorul meu unde mă joc Minecraft, desigur, toate cele, pentru că, bă, la urmă urmei, bă, eu sunt prea șmecher. Am calculator, ce să mai. Aici o măsuță, niște tablouri, nu știu ce. Și aici, în centru, avem foarte multe calculatoare, pentru că, desigur, dacă îmi chem vreun prieten sau mai mulți prieteni, să am unde să mă joc, frate, adică să vină toată lumea aici, aici se joacă, frate, aici e gaming. Și, desigur, dacă ne urcăm aici, este intrarea, frate, în baza secretă. Uitați-vă și voi. Și dacă vreau să ies de aici, pur și simplu doar pun blocuri și gata, am ieșit. Acum am astupat-o, pot să fac absolut orice. Da, bă, fraților, băi, n-am ce să... în sfârșit mă întorc acasă. Ce mă, vine Andrei? Ai de capul meu, oameni buni! Ba, 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 ba! Ai de capul meu! Mama, bă, e la limită! Bă, era la limită să mă prindă! Bă, frate, mamă, ce dor mi era să mă juc pe calculator! Ai de capul meu, asta nu e bună! Ok, bun, hai că n-ar trebui să mă audă, oameni buni! O să mă duc jos în momentul de față, oameni buni, o să mergem în baza mea secretă, desigur. Ușa este închisă, deci cred că e totul ok. Ok, mamă, era cât pe aici să mă prindă! Nu cred că e efectiv în momentul de față! Efectiv, am o bază secretă sub casa lui Andrei, adică asta mi se pare gen efectiv cea mai tare chestie din lume, adică pe bune, doar uitați-vă, frate. Wow, sunt mândru de asta. Și la urmă pot să fac urât, pot să fac ce vreau că nu mă aude. Ha, mă, dar ce se tot aude așa? Bă, ce? Cum adică a auzit? Bă, stai o secundă. Dau furnicile pe trecere? Mă, ce ala, tocmai ce m-a făcut furnică? Bă, firea real să fie, ia uite, mă. Bă, bine, practic sunt un fel de furnică, pentru că sunt sub casa lui și... Da, mă rog! Aolo, bă, ăsta s-a apucat să caute prin casă. Ce se întâmplă, mă? Nu. Nu cumva să vin aici, dacă a dat de asta s-a terminat. Ha, cred că doar mi se pare. Sau am gândaci, una din două, în fine. Ok, dați-mi două secunde. Deci dacă în momentul de față Andrei a aflat de baza asta secretă, eu m-am dus, oameni buni, adică sunt efectiv în spatele lui în momentul ăsta. Bă, mi se pare atât de... Oameni, efectiv, doar dacă se toarce în spate mă observă. Ha, ce m-aș duce până la magazin să iau niște suc. Nu. Nu m-a văzut. Mă, ce? Nu, spune că nu m-a văzut, spune că nu m-a văzut. Ai de capul meu, nu. Cred că m-a alucinat, mi s-a părut că l-am văzut pe Silent la mine în podea. Doamne, știam eu că trebuia să dorm aseară și nu trebuia să mă joc toată seara.
Aolo, doamne, doamne, îți mulțumesc, doamne. Ok, nu s-a prins. Știi ceva, gata, eu mă duc jos în momentul de față. Bun, și oameni buni, cred că e timpul să vă spun că nu doar eu am camere de supraveghere în baza asta secretă, ci și Andrei are camere de supraveghere în casă. Stai, ce? Ați auzit foarte bine, oameni buni, în momentul de față Andrei 2010 are camere în propria lui casă. Adică pot să văd absolut orice face. Doamne, m-a jucat non-stop pe calculatorul ăsta. E obsedat. Și de asemenea, oameni buni, putem să-l vedem din mai multe unghiuri. Adică, uitați-vă, aceea este prima cameră și practic aceea este a doua cameră. Adică, ce să mai, frate, eu îl văd oricând, oriunde. Sucrez că tot să se mai joace. Ce mă, s-a făcut noapte? Doamne, asta s-a jucat atâta, bă, frate. Mă duc la somn. Ia uite-l, mă, frate. Uită-te la el, frate, s-a culcat. Sărac, bă, e obosit. Na, poftim și sforă e. Ok, atunci am o idee dacă tot doarme. Oameni buni, dați-mi doar 2 secunde, pentru că cred că pot să-i fac un prank. Adică la urma urmei, nu degeaba trăiesc sub casa lui, nu? No? Ok, bun, stați. Bun, e destul de complicat să sar peste calculatoarele astea. Ok, perfect, bun. Boom, boom. Ho-ho, ok. Mamă, uitați-l aici. Efectiv am ieșit de sub casa lui. Ok, ce prank să-i fac, ce prank să-i fac. Ok, gata, știu. O să-i spar calculatorul. Ok, o să-i iau și pe ăsta, o să iau și pizza. Perfect, mamă, nebunește. Și o să-i las aici un semn pe care scrie țeapă. Nu, mamă, nu mă duc la școală azi. Mă, ce, ăla visează? Bă, frate, la visează aici, ok, bine, nicio problemă. Bun, hai, că am plecat. Haide, mă, intră, bun, perfect. Pa, Andrei, olă, somnorilă. Bun, mamă, de-abia aștept să se trezească să văd ce părere o să aibă. Ok, bun. Perfect, misiune îndeplinită. Oh, s-a trezit! Ia, ia, hai să vedem, hai să vedem, ia, observă. Ia că a observat, nu cred, țeapă. Mă, bă, omul nu observă, gen, că nu mai e calculatorul? Încă mi-e somn, mamă. Hai să bag un meci, că poate mă trezesc. Bă, omul e atât de somnoros că nu observă că în fața lui e un sign și nu un calculator. Mă, stai puțin. Yeah. Asta nu e calculatorul. Nu mai spune. Mamă, știu cine e. Ce, mă? De unde știi, mă, ăsta? Stai o secundă. E ăla cu pizza. Am scăpat bine. Mă duc după el. Mamă, vine să sparg tot! Aolo! Ce? Mă, ce-a făcut, mă? Mă, ce? A căzut în baza mea? Stai o secundă. Andrei? Bă, nu! Îmi datorez niște explicații. Andrei, stai o secundă. Nu e ceea ce pare. Promit. Explică. Hei, nu cumva ai vrea un match pe calculatoarele mele noi? Adică n-ai vrea să dai un match de ceva, nu știu, să te joci o chestie? Sau fii atent și mai bine, n-ai vrea tu cumva un burger de la McDonald's? Uite, e chiar aici, bă, chiar te aștepta, Andrei, ia uite-l. Da. V-am zis că cu Andrei pot să-l păcălesc foarte, foarte ușor. Mulțumesc, cu plăcere. Mamă, dar omul chiar nu-i supărat că gen am o bază secretă sub casa lui sau ceva. Bă, Andrei, uite, pot să explic ce se întâmplă aici. Adică nu e ceea ce pare neapărat, adică e o neînțelegere, ok? Chiar. Ok, ai 5 secunde să-ți cer scuze. Stai o secundă. Andrei, 5, 4. Stai. Andrei, stai o secundă, nu. Andrei, nu. Andrei, papa, mini locșorul tău în care te ascunzi. Pa. Tom, măcar tu ești bine. Andrei, oprește-te. Oh my god. Andrei, stop. Stai, gata, nu mai faci nimic, te rog. Dă-te sau trag. N-ai tupeu, mă, băiatule, nu ai cum să faci așa ce. Oh my god. Ok, Andrei, stop, gata, nu mai distruge. Până aia.